am venit la Comitetul Olimpic Român ca să caut și niște băieți frumoși. Găsim pe aici pe acolo, da. Gata, nu arăta, să nu vadă toată lumea. De fapt am venit la Arc Bakery, care este în incinta Comitetului Olimpic Român, adică lângă Arcul de Triunf, Arc Bakery, pentru un mic dejun pe care Mihaela l-a început ca de obicei cu niște prosecco. E zi stresant, azi am nevoie de relaxare. Da, exact. Și eu o să-mi comand crocmadan și cred că Mihaela o să mă copieze iarăși. Eu, Benedict, my healthy version. Ca să facem poze frumoase în odata. Și niște prăjituri. Și au multă pâine care arată demențial. O să vi-o arăt și eu un pic mai încolo. Și o să vă povestesc și cum este cu crocmadan și cu crocmonsiu. Aceste sandwich-uri devenite celebre. Ca într-un boulangerie adevărat. Pentru că am un mic dejun franțuzesc, avem și pâine franțuzească și bună și uite multe eclere. Și alte prăjituri, uite iarăși eclere și pavlova. Vă spuneam că o să vă povestesc despre crocmadam și crocmonsiu. Vreau întâi să vă arăt o chestie. Uite cum este pâine ala asta, este chiar o brioșă. Ah, stai că se rupe. Deci este absolut minunat. Pentru că la origini croque-monsieur și croque-madame se făceau cu pâine de tip brioșă. Așa că îmi place că aici respectă rețeta. Croque-monsieur se face cu șuncă și pusă între două felii de pâine de brioșă și cu multă brânză rasă pe deasupra, fie gruie, fie emmental, fie unii folosesc de. Astea sunt variantele originale. Mai există și alte variații, evident. Și se pune la prăjit, fie în tigaie, fie la cuptor. Și asta este croque-monsieur. Mai avem croque-madame, ceea ce mi-am luat eu, care are și un ou deasupra, un ochi pus deasupra. Și care a apărut ceva mai târziu. Și mai există și croque-mademoiselle, care este varianta vegetariană. Dar cum sunt o doamnă, mi-a luat croque-madame, nu? Deci croque-mademoiselle este doar cu brânză și niște legume, salată, castraveți, poate mai acolo, în alt formă. Pentru că eu sunt o carnivoră. Iam. Bun. Hai să vă povestesc cum este cu croque-monsieur, care a apărut în Franța, în cafenelele din Paris, undeva pe la începutul secolului trecut, deci pe la 1910, se pare. Și pe la 1918 a fost prima oară menționat în scris într-o operă literară și nu oricare, ci în Căutarea timpului pierdut. Mă întreb dacă l-o fi găsit de timp. Și ce răs, Mihaela? Ai citit Căutarea timpului pierdut? Nu. Bănuiesc că e o telenovelă, like. Poftim? Bănuiesc că o carte gen telenovelă. Nu, eu sunt o carte cam atâta. Am citit Ana Karenina, m-am lăsat de clasică. Mai bine mă uit la Sare și Piper sau ce era, Esmeralda. Da, aoleu, pe bune. E o mega telenovelă. Croque-monsieur. După aia, prin anii 60, a apărut croque-madame, care este varianta asta cu ochi și care se numește croque-madame pentru că ochiul ăsta seamănă cu o pălărie de doamnă. Și de aici și numele. Dar despre originile lui croque-monsieur sunt păreri diferite, sunt povești diferite. Una ar fi că ar fi fost niște muncitori care și-au uitat sandwich-urile undeva în apropierea unui radiator și la prânz când s-au dus să mănânce, au constatat că se prăjise pâinea și se topise brânza și că de aici a ieșit ceva foarte bun. O altă variantă care mie mi se pare ceva mai veridică este că un șef dintr-o cafenea pariziană a rămas fără baghetă pentru sandwich-urile de acolo și neavând altă soluție, a folosit niște pâine tip brioșă pe care a pus-o la prăjit ca să îi dea e crocant, așa cum era bagheta. Și când a fost întrebat după aia de clienți de unde vine șunca pe care a folosit-o, el a zis, referindu-se la un alt, o altă persoană care era acolo în cafenea, se lovia de monsieur. Monsieur fiind măcelarul care îi dăduse șunca pe care a folosit-o. Și de aici monsieur-ul din croque-monsieur, iar croque vine din franceză, adică, mă rog, este în franceză a mușca. Deci mușchi din domnul, ca să zic
mergem așa. Sau din doamna, depinde după preferințe. Cam atât îmi se răcește domnul și nu vrem să lăsăm să răcească. Mergi cu domnul, fata mea, mergi cu domnul. Asta sunt cu fata, am uitat. Nu gândul la băieți, vezi, m-am zis că dimineață pentru băieții frumoși de aici, dar mi-am comandat o doamnă. Ce să zic? Să trecem peste acest minunat ecler cu caramel sale și să vedem micul dejun de la Art Bakery, care este foarte bogat. Hai să mai punem și partea asta la altă. Uite, multe sandwich-uri, calde, reci, ouă, revin la ele. Este deschis în timpul săptămânii până la 11:30 și în weekend până pe la 1:30. Mihaela se grăbea și a fugit, a uitat să mai îmi facă și finalul. Dai să-mi scot ochelarii ca să fiu așa mai drăguță, așa că mă filmez singură. Ne vedem și data viitoare, o să fiu scurtă de data asta. Nu uitați să follow, follow me. Da. Ne vedem și data viitoare. Data viitoare nu știu unde mai ajung. Dacă aveți și voi propunerile pentru diverse micuri dejun în București, le aștept cu drag. Și să aveți o primăvară frumoasă.